dragii mei, aceasta este talarea voastră pentru luna iunie. Cum va fi această lună, energia acestei luni? Evident, mai întâi o să extrag două variante pentru voi, din care puteți să alegeți. Pentru numărul 1, avem aici curaj, pentru luna iunie și fericire pentru numărul 2. Puteți să alegeți și imaginea sau pur și simplu după numărul, neapărat după titlu, numărul 1 și numărul 2. Să vedem pentru numărul 1. Cum va fi această lună? Evident, este o talare generală care vorbește despre energie, despre lucruri care să vă reamintească, perspective diferite, dar toate acestea depind într-un final de voi, evident, acțiunile voastre, energia voastră și așa mai departe. Cei care ați ales numărul 1. Va fi această lună. Avem curaj aici, a merge mai departe, a merge mai departe cu curaj și potențial. Există mult potențial în această lună pentru voi dacă veți continua să mergeți cu curaj înainte. Dacă o luăm așa ca pe o poveste, cum s-au și afișat cărțile. Ia să vedem. Senzualitate. Numărul 22, solitudine 11, deci numere repetitive și pericol aici 25. Pericolul eu îl văd aici și îl interpretez de fiecare dată ca pe atenție. Ceva ce ține de atenție, niciun caz de pericol în sensul acela negativ. Ci pur și simplu să fiți atenți poate la acest potențial în luna iunie. Să vedem. Detalii. 10 de bâte la baza pachetului. E ceva care se termină. Regina de bâte. Foarte frumos. 10 de spade, da? Trebuie să încheiați ceva. Și 5 de bâte. Poate de aceea și apare aici cartea cu pericol. Cu atenție. Ceva trebuie să se termine în această lună, ceva trebuie să puneți capăt la ceva ce nu vă mai aduce niciun beneficiu cu 10 de spade, 10 de bâte, 5 de bâte, deci trebuie să conștientizați ce se termină, ce merită, ce trebuie să se termine, să se încheie în viața voastră. Poate niște conflicte, că avem 5 de bâte aici, persoane care au păreri împărțite în jurul vostru, oameni care nu sunt pe aceeași lungime de undă ca și voi, care poate nu au cele mai bune intenții, voi știți cel mai bine, dar ceva trebuie să se termine, ceva care nu mai duce absolut nicăieri, cu 10 de spade. Și trebuie să puneți punct. 10 de spade, poate și o mentalitate învechită, 10 de bâte, 8 de cupe, ceva ce ține și de emoții. Cu regina de bâte, totuși, avem multă energie puternică, creativă, creatoare, de ce nu, și cu senzualitate, regina de bâte și a merge mai departe, aveți foarte mult curaj, dispuneți de foarte mult curaj în această lună. Chiar dacă poate veți fi mai singuri în această perioadă, cu solitudine, tot o să vă regăsiți așa refugiul în această solitudine, vă reîncărcați bateriile treptat, cu curaj, poate vă reîncărcați în solitudine, cu acest curaj ca să reușiți să tăiați sau să schimbați ceva ce trebuie schimbat, ceva ce trebuie încheiat cu 10 de spade. Deci e o lună în care încheiați o perioadă sau un capitol, un mini capitol, nu neapărat un capitol în adevărat sens al cuvântului, că avem totuși arcane minore aici, dar încheiați ceva care trebuie să fie încheiat. Așa e, muncă, am pus să se arate. Muncă. Poate că e ceva de muncă aici. E ceva de muncă. Trebuie să munciți ceva mai mult în această perioadă. Dar cred că poate să fie vorba și despre... Poate e munca și cu voi.
că avem solitudine, să lucrați mai mult cu voi, să curățați mai mult în interiorul vostru cu solitudine, curaj, pentru potențialul vostru, pentru că aveți foarte mult potențial, dar poate să fie vorba și despre locul de muncă, pe partea sa profesională, că tot mă atrage mult verde și mult galben, deci multă. Iese în evidență și chakra inimii, dar și chakra plexului solar. Poate că lucrați cu aceste chakre, aceste două chakre. Dacă nu, este vorba despre și despre partea profesională. Ceea ce privește munca voastră, ceva ce vă aduce bani. Și așa mai departe, investiți foarte mult curaj și multă energie în proiectele voastre, în munca voastră în această lună. Senzualitate, da? Multă dedicare, multă blândețe, multă energie feminină, mult verde aici, ceea ce înseamnă că e vorba despre ceva roditor, ceva care va aduce beneficii și care are mult potențial să crească. Deci văd așa și o parte foarte plină de curaj, de dinamică, dar și o parte în care o să fiți într-adevăr mai solidari, mai singuri, solidari, de ce nu, dar și, și o să stați și în solitudine, mai singuri, mai într-o stare de asta de contemplație, în care trebuie să înțelegeți că unele lucruri nu mai duc nicăieri, în unele situații. În relațiile, poate cu ceilalți, dar nu neapărat în relațiile cu ceilalți, în conflictele pe care le aveți cu conflicte în ghilimele, că totuși e 5 de bâte. Deci nu e neapărat un conflict în adevăratul sens al cuvântului, dar în discuții care sunt inutile și poate pot fi un pericol pentru potențialul vostru. Adică nu vă ajută să creșteți în sensul acesta. Și avem și relaxare la baza acestui pachet. Deci e o lună în care aveți parte și de relaxare și de curaj și de potențial, muncă, dar o muncă frumoasă, eu așa simt, o muncă plină de beneficii, de satisfacții, dar și o perioadă în care, dar vor fi și momente în care veți sta mai mult cu voi și o să realizați, o să puneți capăt unor cicluri, poate repetitive, unor discuții care nu mai au sens în viața voastră. Ia să mai luăm niște cărți pentru numărul 1. 8 de bâte am văzut și din nou vreau să se arate echilibru, temperanța. Într-o stare de meditație. Avem prințul de sau cavalerul de monede și asul de bâte. Parcă se aseamănă foarte mult deja cu cărțile care sunt aici. Deci este o confirmare. O confirmare că vă îndreptați către un început în ceea ce privește creativitatea, creația voastră, senzualitatea voastră. 10 de cupe, deci răsturnare de situații și regina de monede. Da, clar, este o lună cu mult potențial, un potențial foarte mare de a crește, un potențial de a schimba foarte mult povestea. De la 10 de spade, la 10 de cupe, să schimbați foarte mult, poate, perspectiva, să vedeți dincolo, poate, de o suferință, să vedeți că poate aceste suferințe, poate e ceva din trecut, nu neapărat ceva care. Da, e ceva din trecut, ceva pe care îl conștientizați, care poate v-a adus într-un fel sau altul o suferință, dar cu 10 de bâte e vorba despre ceva mental mai mult, psihic, și cu 10 de cupe să realizați că acea suferință psihică, așa în ghilimele, mentală, stres, în sensul ăsta, v-a adus mai aproape de acest 10 de cupe, de această împlinire completă, poate în familie, poate un partener de viață potrivit pentru voi. E ceva perfect aici. Ceva care se completează perfect în această lună. Pot fi și două persoane foarte diferite, da? Opuse, total opuse. Poate o să aveți de-a face cu o persoană total opusă vouă, pentru că așa simt. Sunt niște extreme aici. De aceea poate și a apărut echilibrul. Trebuie să aveți mare grijă cu excesele în această perioadă, să nu faceți exces de nimic. Adică echilibrul e cheia, calea de mijloc.
ceva de genul, dacă mă uit în cărți. Ia regina de monede, din nou energie feminină. Din nou această energie înfloritoare, da? Regina de monede, partea asta materială, vă atrage foarte mult în perioada asta și probabil că o să și culegeți multe roade de pe urma acestei energii creative, creatoare și cu prințul de monede. Atingeți acest potențial la sfârșitul lunii, așa simt. Ia și mai am niște cărți din acest oracol. Privește imaginea de ansamblu, luna plină în semnul săgetătorului. Tot am văzut echilibrul. Deci echilibru este cuvântul cheie la voi aici. Echilibru. Ați este pus la încercare angajamentul. Da, angajamentul în ceea ce privește munca ta, potențialul, munca cu tine, poate. Urmează un nou început, luna nouă, da, clar, uite, cu 10 lăsa. Avem mulți de 10 aici, 10 de spade, 10 de cupe, 10 de bâte, trebuie clar să lăsați ceva în urmă și din nou luna nouă. Munca grea de până acum începe să dea rezultate, luna nouă în semnul Capricornului. Capricorn, care ar fi, din nou, e vorba despre excese, da? Avem acolo tentații, excese, tentații, diavolul. Da, e cartea Capricornului. Dar, din nou, de asta de pericol, de excese, de e vorba despre faptul că trebuie să fiți mai atenți la punctul acela. Ce trebuie să îmbunătățiți? Ce, de fapt, ce vă spune acel lucru? Nu trebuie privit într-o manieră de asta înspăimântătoare, nu știu eu. Cel puțin nu așa interpretez cărțile. Și clar, că urmează un nou început. Trebuie să vă descotorosiți cu 10 lăsa de spade și 10 de bâte ce am văzut, de ceva ce nu mai are rost, ceva care atârnă greu. Poate a fost într-adevăr o muncă fizică, munca grea. O muncă foarte grea și fizică și psihică, pentru că avem 10 de bâte, deci poate să fie vorba și despre muncă fizică. Și poate că unii dintre voi chiar vă luați concediu, plecați undeva ca tot avea relaxare. Și vă relaxați undeva la aer verde, da, la aer curat, într-un peisaj foarte frumos, de munte, verde, cu multă verdeață. Că văd aici culoarea verde, așa ca o culoare poate simbolică sau importantă pentru voi în această lună. Văd verde, văd galben în mod special, albastru și culori de pământ, așa, în mod special, exact cum este și pe aici. Și avem și prințul de monede. Culorii pământii, așa, sunt culori importante pentru voi sau, de fapt, da, culori care să vă ofere o stare frumoasă. Iar culori, am zis, în numere 11-22, poate 11 iunie, 22 iunie, 25, 10, să nu uităm, da? 1 iunie. Iar ca zodii avem Capricorn, Săgetător, Fecioară, Taur, Berbec, Leu, Săgetător, am zis. Balanță. Și cam atât așa ca zodii. Și puterea avem aici, deși n-am luat de aici, n-am extras nimic, însă iese din nou în evidență ideea asta de energie, că avem cartea leului. E o lună foarte interesantă. Cuvinte cheie, am zis, curaj, potențial și echilibru. Mult echilibru. Mult echilibru aici. Cam atât pentru voi, dragilor. Vă doresc o lună superbă și ne vedem data viitoare.
pentru cei care ați ales numărul 2, fericire avem aici. Să vedem ce urmează pentru voi, ce energii predomină în această lună, iunie, pentru voi. Deja văd așa un peisaj maritim, da? Și delfini, avem și mare aici și soare. Poate că plecați undeva la mare, totuși începe sezonul vacanțelor. De ce nu? Noroc, am vrut să se arate. Noroc, e un semn. Să vedem. Iubire. Avem iubire aici, fericire deja și a elibera, release. Poate că trebuie să eliberați ceva care nu vă aduce fericire și iubire. Asta e clar, dacă ar fi să o luăm ca pe o poveste. Recoltă, alegere și armonie, de fapt. Poate că, da, este și o variantă să eliberați ce nu vă aduce fericire și iubire, dar prin această fericire, prin această iubire, reușiți să vă eliberați de ceva ce nu vă mai ajută într-un fel să creșteți, să înfloriți, că tot avem un copac. Deci multe plante aici, ideea asta de natură, din nou, dar aici e altfel, e o conexiune cu plantele, cu animalele în această lună, cu florile și cu copaci, cu recoltă, la fel, ideea asta de plante, de semințe, poate, ce ați plantat până acum, ce semințe ați plantat până acum, mai ales venite din iubire, vor ajunge să crească. Să vă ofere niște roade. Da? Recoltă. Culegeți recolta și cu alegeri și cu armonie. Este o lună foarte frumoasă pentru voi, foarte drăguță. Cu energie de chiar de vacanță. Tot am să încep o vacanță. Vacanță, relaxare, ca și în cazul numărului 1, dar aici este mai, nu știu, mai de eliberare. Că tot am zis, eliberare, judecata. Judecata este vorba, în judecata este vorba și despre vești bune. Și despre noroc. Da? Eliberare, din nou ideea de eliberare. Ce trebuie să eliberați în această lună? Și poate chiar vă eliberați de ceva ce nu vă aduce beneficiu. Avem pajul de cupe. E o lună romantică. Doi de cupe, ce-mi place când mi se confirmă ceea ce spun. Și 7 de monede. Da, e o lună foarte romantică. Tot avem iubire. Pajul de cupe. Poate că este un început frumos de iubire aici. Începutul unei relații, începutul unei cunoașteri cu doi de cupe. Începutul unei alegeri, că tot am avut alegere. Unei alegeri pozitive, bazată pe iubire, bazată pe fericire. Cineva vă oferă această fericire, cineva vine către voi cu doi de cupe. Un suflet perechi, o persoană asemănătoare vouă, foarte mult chiar. Cine se aseamănă se adună, da? Recoltă, a adunat recolta. 7 de monede. E o așteptare. Dar, din nou, vorbește despre a-ți culege roadele. Poate că, în sfârșit, în această relație se văd schimbări mici sau încep să se vadă, sau în această conexiune, neapărat o relație, propriu zisă, încep să se vadă schimbările, să se vadă progresul într-un fel sau altul. Ia să mai luăm cărți. Este și o perioadă bună pentru a face artă. Da, ceva artistic aici. A crea. Prințul de cupe, da? Și pajul de cupe.
M-aș și zis, două persoane care se aseamănă, foarte multă iubire, împărătea asta, da, crea, ce frumos. Puterea și nebunul și șase de spade. Șase de spade, cum au fost cărțile așa? Ca să le iau așa. Da, șase de spade și nebunul. Impuls, mult impuls. Probabil că în momentul în care o să vă eliberați de ceva ce... de o energie, de... pur și simplu faceți curat, curățenie în gândurile voastre cu șase de spade, decideți chiar să începeți ceva total diferit, să mergeți pe un drum total necunoscut, poate la sfârșitul lunii mai mult, pentru că așa văd aici cu șase de spade și cu nebunul și cu șapte de monede, poate că vă gândiți încă, aveți așa un plan în minte și cu armonie, vă armonizați, vă încercați să vă găsiți drumul, un alt drum, complet diferit cu nebunul. Sunteți foarte impulsionați. Mult potențial aici, da? Dorința de a crea, de a face cu nebunul, dar este totuși zero. Încă n-aveți poate chiar un plan bine definit, bine pus la punct, dar cu șase de spade, după o perioadă de tranziție și cu eliberare aici și cu, da, eliberare, reușiți să vă îndreptați către ceva nou, atenția, în mod special. Împărăteasa, cum am zis, creație, pajul de cupe, creație, izbucnirea creației, de fapt, da? Este primul impuls, prima idee de a crea, prima, poate după o perioadă îndelungată în care doar ați plantat semințe, în sfârșit, și creați, dar și acționați cu treina, comunicare, exprimare, vă exprimați foarte mult în această lună, vă exprimați sentimentele. Ceva vă oferă putere. Cineva vă oferă multă putere. Și cu fericire aici, cineva vă oferă și fericire. Este o alegere. Alegeți fericirea, alegeți puterea, alegeți copilul interior, așa simt aici. Este vorba și despre un copil interior. Poate faceți ceva pentru acel copil interior. Toți avem acest lucru. Și aveți mai multă grijă, poate, de nevoile voastre, dar eu simt aici o pereche, că tot avem și acești doi delfini, o pereche și cu doi de cupe. E o persoană armonioasă, e o persoană cu multă putere, cu multă încredere, deși vă oferă și vouă asta. Și foarte stabilă, așa simt. Și cu armonie, șase de spade. Cineva care și vă impulsionează, poate că voi sunteți. Poate să fie vorba și despre voi, poate să fie vorba și despre cineva din exterior care să vă ofere această putere să mergeți mai departe. Am zis, un prins de cupe acolo. Și ești suficient de bun exact așa cum ești, luna plină semnul fecioarei. Ce frumos! Se apropie un moment apoteotic extrem de intens, luna plină semnul berbecului, că tot am văzut nebunul. Aici am vrut să se arate cartea asta. O problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată, luna plină semnul oracului. Am multă energie de apă. Și încredințează-te divinității, luna plină. Avem de 3 ori lună plină sau de 4 ori? De 4 ori. Într-adevăr, este și de aceea și urmează, poate la sfârșitul lunii, să o luați de la zero, să începeți ceva complet diferit, complet nou, palpitant, interesant, nu știu, ceva vă captează atenția foarte mult. Și vreți să începeți ceva, dar asta pe la sfârșitul lunii, când deja vă eliberați de... poate de o problemă în personală, într-adevăr, o problemă, nu cred că în adevăratul sens al cuvântului problemă, ci ceva ce ține și de sentimente, de familie, că avem rac, casa a patra, de familie, de oameni importanți.
Ceva se rezolvă. Prin putere, în mod special, prin fericire, prin iubire și prin iertare, că avem release, prin eliberare, iertare, da? Prin acceptare. De adevăr, poate vă trebuie ceva curaj sau stabilitate emoțională mai mult. Cu iubire aici și pajul de cupe. Pentru că este o perioadă mai intensă. Simt așa foarte multe emoții, sentimente pentru voi. Poate cunoașteți pe cineva nou, poate această persoană are o problemă de genul, o problemă personală. Și poate că voi ajutați această persoană să se simtă mai bine, să-i oferiți iubire, fericire și așa mai departe. E cineva foarte atrăgător, cum arăta asta. Dacă nu, simt că poate să fie și viceversa. Voi să fiți această persoană foarte atrăgătoare și să rezolvați această chestiune personală cu ajutorul acestei persoane. Poate să fie și așa. Culori așa frumoase, albastru, în mod special, albastru, care este chakra comunicării. Roșu, clar, roșu, pasiune, multă pasiune aici, multă iubire. Și aș zice și galben, da, galben, dar în mod special albastru. Comunicare, comunicarea sentimentelor, emoțiilor, alegeri. Sunt de făcut și niște alegeri aici și lucruri de încheiat, în mod special trei lucruri mari se împlinesc. Eu așa simt că e lună plină de trei ori. Poate că e un lucru foarte important aici, care devine complet și trebuie să se încheie un capitol, fie sunt trei lucruri în mod special, care la fel devin complete, poate pe plan personal, cu iubire aici, o iubire de sine, iubire ce ține de propria persoană, relațiile cu iubitul, iubita, partenerul, familia și așa mai departe și relația cu divinitatea. Credințează de divinități. Cazodii, berbec, rac, leu, taur, balanță, pești, scorpion, fecioară. Ce mai era pe aici? Judecată, uite și turnul acolo puțin. Deci e ceva care iese la suprafață și cu release. Vă eliberați de ceva ce nu mai poate fi ținut, ascuns. Poate e chiar o iubire. Interesant. Iar ca zile sau ca numere importante, 14, 17, 16, 6, 8 iunie, 3 iunie, 7. Cam atât pentru voi, dragilor. Vă doresc o lună interesantă, frumoasă și noi ne revedem data viitoare.